Seara trecută, la intrare în municipiul Drobeta Turnu Severin, a avut loc un accident rutier pe DN6, soldat cu o victimă. Femeia în vârstă de 71 de ani, în calitate de pieton, a fost acroșată de un vehicul condus de un cetățean bulgar. Cetățeanul bulgar în vârstă de 32 de ani care a lovit femeia a ales să fugă de la locul accidentului. Acesta a fost găsit după 2 ore în punctul de trecere a frontierei Calafat. Conducătorul auto a declarat că s-a speriat deși femeia a traversat neregulamentar. La nivelul serviciului rutier Mehedin s-a format o echipă de cercetare care, în urma investigațiilor efectuate, au identificat autorul accidentului, acest fiind vorba despre un cetățean bulgar care se afla în punctul de trecere a frontierei de la Pama la Calafat. Ce risc acum? În cauza s-a întâlnit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală și părăsirea locului accidentului. Se continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsuri în consecință. În timpul anchetei, pasagerul aflat în autoturismul implicat în accident a recunoscut fapta. Ambii au fost conduși la sediul IPJ Mehedinți. Seara trecută pe DN6, o femeie de 71 de ani a fost accidentată de un autovehicul, al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului fără încuvințarea poliției. Conducătorul auto a fost identificat la scurt timp de către polițiști în punctul de trecere al frontierii de la Calafat, fiind vorba de un bărbat de 32 de ani, cetățean bulgar. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără cuvințarea organelor de poliție. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală și părăsirea locului.